Peste 1100 de persoane primesc indemnizație de șomaj în Mehedinți. Lor li se alătură mii de persoane care nu au loc de muncă și nu au fost angajate vreodată. Din acest total de 5845 de șomeri înregistrați, beneficiari de indemnizație de șomaj sunt 1191 de persoane, iar diferența de 4654 sunt șomeri neindemnizați. În urma unei statistici s-a depistat că cei mai mulți șomeri fac parte din categoria celor cu studii gimnaziale, iar cei mai puțini sunt cei care au studii superioare. Cei mai mulți șomeri înregistrați sunt cei cu studii gimnaziale, 2303 persoane, ca procent reprezintă 39,4%, urmează cei cu studii primare până în 4 clase, 1440 de persoane, 24,64%, studii liceale 1188, 20,33%, studii profesionale 734, 12,56%, studii post-liceale 103 șomeri, 1,76%, iar cei mai puțini șomeri înregistrați sunt cei cu studii superioare, și aici vorbim de 77 de persoane, ca procent reprezentând 1,31% din totalul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii iunie 2021. Din totalul șomerilor, cei mai mulți sunt foarte greu ocupabili pe piața muncii, mai precis un număr de peste 2400 de oameni.